Bine am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vă prezint niște informații interesante. Le-am mai prezentat și în alte clipuri, dar tot primesc întrebări pe acest subiect, așa că zic că este bine să reiau informațiile. Este vorba despre amidonul rezistent, amidonul retrograd. În primul rând, ce este amidonul? Amidonul este acel carbohidrat care se găsește în făină, în cartofi, în orez. El este un lanț lung de molecule de glucoză. În momentul în care ajunge în tubul digestiv, în special în intestin, sub acțiunea unor enzime, amidonul e desfăcut în moleculele de glucoză care îl constituie. Moleculele de glucoză se absorb în sânge, determină creșterea glicemiei, determină creșterea secreției de insulină și dacă se prelungește pe o perioadă de timp această situație, duce la apariția insulinorezistenței. Insulinorezistența, după cum am spus și în alte clipuri, este acea situație în care celulele devin rezistente, devin insensibile la acțiunea insulinei. Pentru că insulina ce face? În momentul în care pancreasul sesizează că nivelul glicemiei a crescut, atunci secretă insulină, insulina determină deschiderea unor canale, membranele celulare, prin aceste canale intră glucoza în celulă, este arsă pentru a se obține energie și în felul acesta se reduce nivelul glicemiei. Însă, dacă această situație se prelungește, celulele nu mai răspund la acțiunea insulinei sau răspund mai greu sau răspund mai puțin la acțiunea insulinei, astfel încât, pentru o perioadă de timp, glicemia rămâne la un nivel crescut, mai mare decât în mod normal. Pancreasul sesizează această situație și crește secreția de insulină. Deci mai multă insulină reușește să forțeze deschiderea canalelor despre care vă spuneam și se readuce glicemia la normal. Asta pentru un timp, pentru că dacă în continuare se repetă această situație, deci consumul de carbohidrați, atunci celulele devin insensibile și la acest nivel crescut de insulină. Se intră așa într-un cerc vicios în care celulele devin rezistente, crește secreția de insulină, pentru o perioadă fac față, pe urmă iar devin rezistente și așa mai departe. Asta este faza de prediabet, iar în faza de diabet apare insulinorezistența absolută, în sensul că, indiferent care ar fi nivelul insulinemiei, deci al insulinei în sânge, nu mai scade glicemia. Ei bine, însă această secreție crescută, acest nivel crescut în sânge al insulinei, are consecințe și pe metabolismul grăsimilor, pe metabolismul lipidelor, pentru că insulina, pe acest metabolism, determină acumularea de grăsime în organism prin transformarea excesului de glucide. Deci în momentul în care glicemia e crescută, apare un exces de glucide, deci de glucoză în sânge și se transformă acest exces în grăsime. Și apar depozitele de grăsime, inițial pe ficat, apoi în jurul celorlalte organe din cavitatea abdominală, așa numita grăsime viscerală, care este un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare. Și pe de altă parte, insulina împiedică și arderea grăsimilor pentru a se obține energie. Deci iată cum în felul acesta, consumul prelungit excesiv de amidon și de alți carbohidrați, dar acum vorbesc despre amidon, duce la, până în final, la apariția obezității, a diabetului de tip 2. Există însă o posibilitate de a face să scadă foarte mult indicele glicemic al amidonului. Indice glicemic, adică nivelul la care crește el glicemia. Pentru că în momentul în care amidonul se amestecă cu apă, cum ar fi, de exemplu, atunci când se face pâine sau când se face o mâncare de cartofi, de orez, amidonul își schimbă structura și el devine foarte absorbabil. Deci este ușor de desfăcut în intestin, în moleculele componente de glucoză și în felul acesta se absorbe ușor. Ei bine, dacă după ce se gătește, deci după ce se face pâinea, după ce se face o mâncare de cartofi sau o mâncare de orez, se răcește, deci aceste alimente se răcesc, se pun în frigider, pâinea se poate pune chiar și la congelator, deci să se răcească bine, și după care se încălzesc, atunci amidonul devine, se numește amidon retrograd, cum ar fi, ajunge în starea inițială, înainte de a fi supus amestecului cu apa și al prelucrării termice, deci ajunge într-o stare retrogradă, în starea lui inițială, în care nu mai este absorbabil, se numește amidon rezistent. Nu mai absorbabil în sensul că este rezistent la acțiunea enzimelor din tubul digestiv și numai o mică parte din el este desfăcută în molecule de glucoză care se absorb. În felul acesta,
nu mai crește glicemia atât de mult, nu mai crește secreția de insulină și nu este nicio problemă dacă la o masă, de exemplu, mănânci una, două felii de pâine care a fost răcită și mai bine la pâine, dacă se prăjește într-un toaster sau pe aragaz, n-are nicio importanță, deci pâinea care a fost înghețată și apoi se prăjește, îi scade și mai mult indicele glicemiei, deci chiar determină o creștere și mai mică a glicemiei. Este un mecanism, un truc foarte simplu de aplicat, iei pâinea, cu cât e pâinea mai proaspătă, cu atât indice glicemic este mai mare, când o iei, atunci e caldă, aburindă și mănânci, indice glicemic este maxim. Deci dacă iei pâinea, mâncarea de cartofi, piureul, mâncarea pilaful, mâncarea de orez, orice, le pui la frigider, lași să treacă 12 ore și apoi le încălzești, pâinea, după cum am spus, poate și mai bine ar fi să fie și prăjită, atunci indicele glicemic este mult scăzut și nu mai îngrașă. Iată, aceasta este pâinea care nu îngrașă, mâncarea de cartofi care nu îngrașă. Mecanismul este simplu de înțeles, este, cum să zic, foarte simplu de aplicat și eu zic că merită încercat. Dacă vrei să mănânci una, două felii de pâine la masă, mănânc în felul acesta și nu stai cu grija că îți crește secreția de insulină, că te îngrașă sau dacă vrei cumva să slăbești, că nu reușești să slăbești din cauza că mănânci pâine. Deci, iată un truc pe care îl poți folosi foarte simplu și care, pe cât de simplu este, pe atât de eficient este. Închei aici cu demnul, mănâncă pâine, cartofi, orez cu amidon retrograd, deci răcite și apoi încălzite și corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Iar pe final vreau să-ți aduc aminte de această carte, Remedii practice cu Dr. Cipe, pe care am publicat-o în urmă cu câteva luni, în care prezint o serie de remedii practice, cum îi spune și titlul, pentru 80 de afecțiuni, afecțiuni comune, afecțiuni curente, la care nu este neapărat necesar, cel puțin în prima fază, să te prezinți la medic pentru a aglomera cabinetul medical. Și vreau să lansez această informație în premieră. Cam într-o lună de zile va apărea și volumul 2, Remedii practice cu Dr. Cip. Corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate, la revedere!